vor trece generații, vrem să ne reîntâlnim când noi, dascălii voștri de atunci, vom mai fi prin voi, discipolii noștri, noi ne întregim ca existență și dăinuim în spațiu, de ce să nu spunem. Vorbindu-vă mânghi cu privirea o fotografie îngălbenită, prima mea promoție din Hașdău, eram probabil mai timorat decât ei și peste ani și ani cu unul din acei elevi a ajuns mare specialist în construcții pe un șantier între Dunăre și Mare, acum băiatul e undeva în Dubai, că acolo se muncește pe petrodolari, așa, mi-a spus că generația lor... Da. Generația lor obișnuit să se dea note profesor. Și m-am convins, ei să ne dea note nouă, și m-am convins câte obiectivi erau. Mi-au dat o listă întreagă cu note, notele profesorilor clase, deci unde eram diriginte. M-am mirat chestia, pe urmă au făcut și niște colegi de ai mei din Hașdău profesori chestia asta. Bine, e ceva relativ, cum relativ este totul pe lumea asta, v-am spus, între atâtea lucruri relative, că totul este relativ de la Einstein încoace, singurul adevăr care tinde spre absolut este spiritul hajdean. Pentru ăsta trăim, el ne adună la oaltă și sperăm că va dăinui. Ce să vă spun? Peste ani și ani, noi avem o vârstă, va veni și timpul când noi nu vom mai fi. Să vă amintiți versurile din poezia lui Iorga Brad Bătrân. Au fost tăiat un brad bătrân și încă făcea prea multă umbră. Atât. Vă mulțumesc. Vreau și eu să vă spun câteva cuvinte. Bineînțeles, nu Sandaru, care l-are colegul Ciocăteu, care a fost deja cunoscut ca un mare maestru al orgelor. Dar ce am să vă spun, am să vă spun din suflet. Dragilor, vă felicit încă o dată că ați reușit să faceți depărtarea mai mică decât pasul și să salutați școala în care v-ați format și, zic eu, să o iubiți așa cum iubiți casa părintească. Eu am un principiu de acest punct de vedere. Mă bucur de asemenea, după cum am văzut ieri la raportul pe care l-ați prezentat, că v-ați realizat ca oameni, v-ați incorporat cu trup și suflet vieții, muncii, familiei și așa să fiți oameni de nădejde, oameni de cuvânt, oameni demni, oameni sobri, să nu vă schimbați la o zi la alta, dacă ați greșit să recunoașteți, dar totdeauna să fiți cinstiți și sinceri cu voi și cu semenii voștri. Să nu uitați școala, să nu uitați că trebuie să fiți totdeauna oameni integri. Și eu, ca un sfat, cum am spus și colegii mei, mai bune acolo de jinte, să căutați să rămâneți cât mai mult tineri, dacă nu fizic, măcar în suflet. Dumnezeu să vă ajute, sănătate, succes, să vă bucurați de tot ce vă doriți. Și la întâlnirea de cel puțin 10 ani, așa cum a spus și colegul Ciocăteu, să nu uitați să ne invitați și pe noi. Că sperăm să mai fi. Dar eu sper și mai mult, ar fi măcar atât. Încă o dată vă îmbrățișesc pe toți și cei de la G, și pe colegul Cornică Popescu și pe colegii ceilalți, toate cele doi. Așadar, vă spun și eu, bine v-ați regăsit și să încercăm să deschidem oficial seara de dans. Așadar,